Aș spune că gazul natural are un rol recunoscut de combustibil în această tranziție energetică. Pentru România, gazele din Marea Neagră sunt esențiale în acest proces de tranziție pentru a putea înlocui centralele care produc energie electrică pe bază de cărbune. În același timp asigurăm și consumul de gaze al industriei și al populației și putem să devenim și devenim un furnizor de securitate energetică regională, pornind de la Republica Moldova și către țările din jur, având în vedere inclusiv planurile europene de eliminare a dependenței de combustibilii fosili din Rusia.